Bună seara și bine v-am regăsit! Crăciun fericit! Suntem în prima zi a Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului și vă mulțumesc tare mult că sunteți împreună cu noi în această zi de marți, că în fiecare marți, aici la Canal 33, la emisiunea Parenting 21. Și pentru că e zi de sărbătoare, m-am gândit că toate mamele merită un moment de răgaz, așa că am invitat în platou alături de mine nu unul, nu doi, nu trei, ci patru tătici. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Am să vă prezint într-o ordine total aleatorie, pentru că vă admir foarte mult pe fiecare dintre voi. Nu știu, n-am să vă iau în ordine. Uite, Daniel Cruceru, sau Taticul. Ești una dintre puținele persoane care îmi spune Daniel. Ne știm de când? De vreo 15 ani. De foarte mult, amândoi, cred că când am început în presă, da. Pentru că tu ești proaspăt tătic, de aceea am ales să încep cu tine, cu al doilea copil, da? Hai, să-ți zic cum trage aerul, da? Da, încă mai are nevoie de susținere și de curaj. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Alex Zamfir, bună seara! Sărbună! Cel mai bun tată pentru copilul tău. Al lui Marta. Cezar Ionașcu, bună seara. Bună seara. Domn de România.ro. Domn de România.ro. Așa te știu eu. Și un tată cu... Doi copii. Cu supereroi, nu? Da, o școală de supereroi acasă. Da, da, da. O școală de supereroi acasă pe care o manifest în fiecare zi. Minunat. E o misiune. Și Daniel Osmanovici, danielosmanovici.ro. Perfect. Tată începător, continuare? Da, încă sunt și nu o să termin prea repede povestea asta prin prisma faptului că am o fetiță 7 ani care mă pune în tot felul de situații. Astăzi a plecat la Cărturești să își verifice cărțile pe care vrea să îi le spună lui moșu că ar trebui să îi le pună sub braț. Deci, iar fiul meu 3 ani e zeu de serviciu. De curând sunteți for dads. Patru tați sau pentru tați? Și una și alta, dar mai ales pentru noi. Pentru voi. Aveați nevoie Aveam de susținere? Aveam nevoie să formăm o gașcă foarte faină, să povestim, să ne povestim bucuriile și tristețile în același timp și să nu fim judecați. Ceilalți trei să asculte și să vină cu sfaturi. Și cred că asta, de asta au nevoie cam toți părinții, mai ales tații, să înceapă să vorbească despre rolul lor de părinte și cu bune și cu rele, astfel încât să înțeleagă că e foarte, foarte fain să fii părinte. Nu e ușor, dar satisfacțiile sunt enorme. De obicei, mamele au gașcă de genul ăsta. Uite că tocmai de asta suntem noi aici. Într-adevăr, suntem primii în domeniul de parenting, dacă vreți, care fac această uniune. Și cred că de asta suntem și aici invitați, pentru că suntem o picătură într-un ocean. Sperăm noi picătura aia să transforme la rândul ei într-un ocean și să aducem de partea noastră din ce în ce mai mulți părinți care își doresc să fie acolo pentru copiilor. Sunt sigură că picătura asta contează, pentru că e nevoie, pentru că majoritatea tăticilor, nu știu, poate au o reținere așa să exprime anumite probleme cu care se confruntă și simt că nu au cu cine să le discute, nu se simt înțeleși. Poate prin exemplul vostru îi ajutați, nu? Ideea este destul de simplă. Când ne-am apucat de treaba asta, eram și în continuare suntem puțini. Eram foarte puțini care făceam tot ce înseamnă a fi tată și a te ocupa de copilul tău. Eram câțiva. Am fost eu, după aia Crucerul, după care a apărut cel mai bun tată care ne-a pus capac amândurura și așa mai departe. Și mai avem, cred că încă vreo 2-3 bărbați care s-au încumetat să facă chestiunea asta. Da, dar el vorbește despre blogosfer. Și atunci, de acolo, pentru că mi-am dat seama că e la un moment dat nevoie de ceva mai mult, m-am gândit eu că n-ar strica să ducem la următorul nivel această poveste. Întâmplător, vorba lui Alex, pentru că n-aveam 3 prieteni tați, s-a făcut gașca. Cred că trebuie, exact cum zicea și Dan, ne susținem, ne apucăm să vorbim unii cu alții, dincolo de momentele în care ne hotărâm să filmăm ceva sau să facem niște lucruri, și pur și simplu ne descărcăm. Ne descărcăm sufletul vis-a-vis de ce se întâmplă acasă, vis-a-vis de ce a fost în copilăria noastră, vis-a-vis de relațiile pe care le-am avut cu părinții, bunicii și, în general, cu tot ce ni s-a întâmplat în viață. Până la urmă ne susținem unii pe alții și, cum zicea Dan, dacă ajungem să-i susținem și pe alții, the more the merrier.
Apropo de copilăria voastră, că toți suntem în prima zi de Crăciun, ce amintire aveți voi de prima zi de Crăciun, de ajun sau dimineața când vă trezeați și venea Moș Gerilă, Moș Crăciun? Moș Gerilă. Da, așa. Suntem toți la Moș Gerilă, da? Eu mi-aduc aminte motivul pentru care i-am spus de mic lui Marc că moșul nu există. La noi eu am fost un fel, din punct de vedere, am fost Grinch. El e Grinch. E Grinch. Găști Marc. Pentru că la mine a fost așa ușor dezamăgitor cum s-a întâmplat această desconspirare. În sensul că nu mi-a spus nimeni și la un dat am realizat-o pur și simplu că el nu există. Și atunci, fiind cu un prieten care tot insista la noi acasă, nu știu cât aveam, cred că 7, 8, poate 9 ani, că tot insista că acest moș există, m-a enervat săracul copil. Și atunci a zis, vino cu aici. Și mi-am dus la maică-mea și am zis, auzi, nu e așa că nu există Moș Crăciun? Și ea săraca a cântărit puțin că ar ce-a putea să spună și a zis, așa e, nu există. Vezi, mă? Și mă rog, ăla provocă că a trăit-o. A fost ușor traumatizat vieții lui. De acest lucru, dar... mi s-a părut că n-aș vrea să se întâmple așa cu Marc, să afle de la un prieten sau de la școală sau cineva să râde de el. Și mi s-a părut mai cinstit să-i spunem chestia asta și nu doar să spunem că nu există, ci că ceea ce înseamnă Crăciunul și miracolul Crăciunului nu ar trebui să fie neapărat legată de un anumit personaj, ci de tot ceea ce se întâmplă. De faptul că putem petrece timp împreună, că putem să dăruim altora, că putem să, nu știu, să alegem să stăm cu familia și așa mai departe. Și partea frumoasă este că, deși am povestit de foarte mulți ani, în fiecare an el se gândește ce ar putea să-i aducă moșul și dacă i-a zis ceva. Și acum, pentru că își dorește foarte tare, și-a dorit un câine, nu l-a primit, dar și anul ăsta peste tot a scris că și-ar dori foarte tare ca moșul să-i aducă un câine. Nu te mai uita așa la mine. Mă zic că e Grinch. Și-a dorit un câine, nu l-a primit. Nu, dar mă gândeam așa, tata așa fiu, că... N-a primit-o, dar parcă i-a zis-o altfel. Domnul Cezar, spuneți-mi dumneavoastră ceva așa, când rolul dumneavoastră de sadoveanu al grupului? Generația noastră, cum n-a primit foarte multe cadouri din cele pe care le-a cerut. Și cumva, astăzi ne răzbunăm frumos. Nu-i bine nici așa, să punem tableta în mâna copiilor sau câinele, că așa și-l dorește. Frumos ar fi educația cu... sau lipsa educației cu nu, aia pe care am avut-o noi, nu, n-ai voie, nu, și suntem reminescențele acestei educații. Dar pentru că e Crăciunul, hai să vorbim despre felul de a trăi cu da. Mai ales pentru copii, da, dar, da, o să ai tableta, dar o să ai un program pentru ea. Nu dăm sfaturi, nu suntem un grup care dă sfaturi niciodată, suntem un grup care anunțăm oficial că există Moș Crăciun, cel puțin prin reprezentantul cu gura cea mai mare suntem de aici. Suntem trei aici. Există. Patru. Alex, și pentru că suntem senatul părinților, ca să spun așa, da, există Moș Crăciun, dragi copii, nu vă speriați, avem un domn cu noi care întotdeauna zgârie mașinile, aruncă pisicile peste gaz și face lucruri mai puțin plăcute, iubim, este Alex Zamfir. Mi-am închis. Dacă nu exista Moș Crăciun, nu primeam aseară cadouri, ca să știți. Da, deci, bun. Că ies din acest personaj și sunt la rândul meu prietenul cel mai bun al lui Moș Crăciun, pentru că întrebarea subsecventă e, dar cadourile astea cum au ajuns la noi? Lasă că există sau nu, dar cum au ajuns la noi? Pentru că eu sunt prietenul cel mai bun al lui Moș Crăciun. Dar cum poți să fii prietenul cel mai bun al lui Moș Crăciun? Mă antrenez tot anul. Pentru că doar părinții antrenați sunt prietenii lui Moș Crăciun. Cine nu dovedește a fi un părinte bun, nu e prieten. Și uite, așa cresc copiii, cu supereroi. Și e mai bine așa. Supereroul tău din copilărie a existat? Supereroul meu din copilărie, toți supereroii mei din copilărie erau morți. Deci niciunul nu exista. Nu, nici măcar. Nu, erau decedați, însemnând erau bătrânii din cel de-al doilea război mondial. M-am născut undeva în provincie, dar am crescut într-un sat de munte. Și în satul acela de munte, eroii locali, care erau și supereroi, erau cei care luptaseră în războaie. Trăise exact ca în legendă, doar unul singur să povestească. Și acelui moș, la acea barbă albă care simt mirosul și astăzi, ne duceam, ne puneam pe lângă el, Moș Constantin Enache, nu o să lui cât o trăi, cred că avea 90 de sute de ani și ne povestea întotdeauna, fără să se repete, foarte lucid, cum noi îi băteam pe ceilalți. Și am crescut cu eroi români. N-am crescut cu eroi, dar Batman, Superman, am descoperit ulterior, doar că sunt la vreo 6.000 de kilometri de noi, nu știu dacă au benzină să zboare până aici, în sfârșit. Eu am crescut cu acești eroi români, pe care îi dau mai departe, pe cât pot copiilor mei. Frumos. Aș putea să spun și eu despre supereroi, scuză-mă.
Că e o poveste interesantă. Recunoaște, te rog, că există Moș Crăciun. Recunoaște, este prima zi de Crăciun, te rog. Dacă te-ai încălzit, trebuie să fii neapărat 100% copii. Nu i-am spus clar că există. Onești ar trebui să... Da? Sunt niște copii care se uită la televizor. Să fim onești pentru copiii noștri. Am înțeles, pentru copiii noștri. Toți au pentru copiii voștri. Ai noștri, te rog. Ok. Se prea poate ca Moș Crăciun să fie. Există o ipoteză. Dar, apropo de supererou, mi s-a părut foarte mișto întrebarea ta, pentru că supereroul meu, o bună bucată a copilăriei mele, a fost tatăl meu. Doar că el n-a știut să-mi povestească că, așa cum vedem în filmele astăzi a lui Marvel și DC Comics, supereroii sunt de fapt tot niște oameni. Și el nu, s-a urcat pe un piedestal și n-a coborât niciodată de acolo. Și atunci când a început să coboare, destul de abrupt într-o anumită perioadă a vieții lui, a fost foarte șocant pentru mine chestia asta. Și este un lucru pe care încerc să nu-l replic astăzi cu Marc. Pentru că, na, părinții suntem, fie că vrem sau nu, acest lucru, trebuie să acceptăm că suntem supereroi copiilor noștri. Și, dar trebuie să-i și pregătim că și suntem oameni, că putem face anumite lucruri, putem să fim prieteni cei mai buni al lui Moș Crăciun, dar sunt și niște lucruri pe care nu le putem face, sunt multe lucruri în care greșim, nu știm toate răspunsurile și ar trebui să le spunem de la început, cred eu, aceste lucruri copiilor noștri, nu să-i lăsăm să descopere ei la un moment dat, după ce cred că de fapt aceste lucruri nu se pot întâmpla, pentru că, așa cum a fost cazul meu, poate să fie foarte șocantă această descoperire la un moment dat și să lase urme adânci, dovadă că, iată, astăzi, într-o zi de Crăciun, am simțit nevoia să povestesc despre acest lucru. De ce era pe piedestal? N-avea acces la el? Nu-ți spunea... Ba da, ba da, doar că mi se pare că nu greșește niciodată, că toate lucrurile le face foarte bine, că știe foarte multe lucruri pentru că știe foarte multe lucruri. Și atunci, în momentul când a început să facă niște greșeli, care fie chiar erau greșeli sau mi se părea mie că sunt greșeli, a fost tot de alea, ok, n-ar cum să se întâmple chestia asta. Omul ăsta era undeva acolo, era fără de greșeală și ceea ce spunea el era literă de lege și acum când descoper că de fapt nu este așa, dar el în continuare susține că e fără de greșeală, lucrurile încep să se bat cap în cap, știi? Și nu a fost ok pentru mine această descoperire. Și s-a îndepărtat foarte mult. Inevitabil. Dacă mi-e permis să completez foarte scurt, grupul de față, tocmai în asta îi rezidă lui existența. Tocmai în ce a spus Alex Adineaur, sau în ce a povestit noi între noi, că dacă ar fi înregistrat cineva cu o cameră ascunsă, s-ar fi cutremurat jumătate din România, pentru că amintirile generației noastre sunt comune. Nu spun că a fost un tată neexistent sau inexistent, dar a fost un tată care nu și-a exprimat niciodată iubirea, care n-a fost prezent, care n-a fost cu noi, pentru că așa a fost vreme. Acel model de tată, cu tot rolul lui funcțional sau mai puțin funcțional, din perioada comunistă, din ultimii 60 de ani, din ultimii 200 de ani în România, nu mai e funcțional astăzi. Și sunt tați care sunt, care devenim, care se întâmplă, și care nu știu ce să facă cu acest rol. E unul dintre motivele existenței acestui grup. Te-ai că mi-avea totdeauna valiza pentru atunci când se dă alarma, militar fiind, exact la intrare. Și s-a întâmplat de câteva ori să laud noaptea că se dădea alarma, se ridica, se îmbrăca automat. Fac o mică paranteză ca să destind atmosfera. A plecat în papuci, iarna. Și-a dat seama la colțul străzii de chestia asta și s-a întors. Dar era cu gentuța în mână. Dincolo de asta, mi-aduc aminte de trei chestii nu legate neapărat de supererou, pentru că într-o anumită măsură pentru mine e un soi de supererou taică-miu, pentru că mi-aduc aminte, și asta e a patra poveste, na, că cad în păcatul de a povesti, el fiind student la Academia Militară, avea hărțile alea pe masă de aia de 12 persoane pe care le întindea și avea foarte multe creioane și desena, pentru că erau, aveau teme pentru acasă, să replice diverse bătălii și cum se mișcau trupele în diverse momente și diverse etape ale bătăliei. Și mă lua lângă și mi-arăta, aici era flancul stâng, aici flancul drept, aici veneau trupele care se mișcau într-un fel sau altul, era o chestie de genul ăsta. Și arăta într-un fel toată povestea asta pentru mine, copil fiind, care mă jucam cu băia în spate, cu indienii și cu cowboyii și așa mai departe. Dar, în ajun, mă lua de mână și zicea, tati, te duc la unitatea militară să te întâlnești cu moșul. Nu-i spunea niciodată nici Moș Gerilă, nici Moș Crăciun. Te întâlnești cu moșul. Și de cele mai multe ori mă întâlneam cu acel moș, care era cu o barbă din aia de vată și era foarte dubios, dar era și cu molidul, că nu era brad, era un molid și era foarte așa, și cu cubanezele alea care erau... Adică sunt niște chestii care s-au fixat foarte bine în mintea mea. El încerca în momentul în care era acolo... să-mi ofere bucuria pe care el a simțit-o, pentru că el a prins pe Moș Crăciun, după care Moș Crăciun pentru el s-a transformat în Moș Gerilă și așa mai departe. Bun, ideea este că asta era ce se întâmpla când mă scotea afară din casă.
Între timp, acasă, erau două draperii din astea de catifea roșii pe hol, care totdeauna, în perioada Crăciunului, am realizat foarte târziu, dispăreau. Și reapăreau. M-am gândit că atunci apăreau. Că erau, nu, reapăreau cu mătușa mea. Ea era îmbrăcată în chestia aia, pregătită, nu știu ce, și cu tot ce-i trebuia. Și totdeauna când o vedeam, mătușa mea avea, să se odinească în pace, avea o mega aluniță aici, o chestie uriașă. Și totdeauna când mă duceam pentru mine, moșul totdeauna avea aluniță. Deci nu era moșul ăla pe care avea toată lumea. Și totdeauna întrebam, da, tu semeni foarte mult cu Mimi, ai aluniță aia acolo. Și ea vorbea, nu, nu, e o întâmplare, băiatul meu, nu. Și era perfect pentru mine. Deci era perfect, era mai minunat, dar nu se putea. Dispărea pentru că eu rămâneam acolo prins de nimicurile pe care le primeam, adică banana, portocala, aveam un prieten care lucra la Băieții cu Ochii Albaștri și primea diverse chestii pe care ne le dădea și nouă. Tare. Și atunci s-a întâmplat, da, corect, tare, recunosc. Hai că-ți spun eu, da. Crăciun, milosul de portocale. Mai am, da, și mai am o singură chestie care s-a întâmplat exact de ziua fiului meu pe 11, când a primit moșul la creșă. Și fiul stătea față în față cu moșul și zice, barba asta n-arată cum trebuie, iar tu ai prea ochi de Claudia. Dar sigur o să vină moșul adevărat dacă tu ești Claudia. Și a luat jucăria și și-a văzut de treabă omul. Dragul, deci cam astea sunt experiențele pe care le am și care s-au fixat foarte puternic. Teia încă este foarte încântată de ce înseamnă moș, de ce înseamnă a-i scrie moșului, mai ales că acum a descoperit plăcerea de a scrie nu numai pentru ea, scrie și pentru Radu. Și mă gândesc doar la bucuria pe care au văzut-o când au deschis toate cadourile și întrebarea, ok, le-am primit pe toate astea, acum trebuie să mergem la Nicu, că știu că mai avem acolo o serie. Da. Hai, zi tu cu mirosul de portocale lipsă. Eu am trăit în Focșani, din părinți muncitori, și noi am simțit comunismul. Adică l-am simțit în sărăcie, în forma aia a lui, de sărăcie lucie, cu excepția porcului adus de la țară. De fapt, multe dintre vacanțele de iarnă le petreceam la țară. La țară, da. Când eram în cutia de chibrituri din Focșani, tot ce țin minte e acel miros de portocale pe care îl simțeam doar de Crăciun și aveam două sau trei portocale. Atât își permiteau ai mei. Și portocalele alea le vedeam, erau puse înainte cu câteva zile sub brad. Și le inspectam din oră în oră, cam așa. Iar în ziua de Crăciun desfăceam o portocală și nu vă mint, fiecare feliuță din portocala aia era într-un mare, mare fel savurată. Și după aia luam cojile și le strângeam în mână și iar miroseam și mama mai făcea și ceai din el. Te lăsa să le strângi? Trebuiau răzuite și puse la rezonat sau pe calorifer ca să miroase frumos în casă, nu? Da. Cum să arunci coajă de albă? Nu mâncați de pe coajă de pe interior? Ba da, bineînțeles, nu se mai așa. Scuză-mă, dacă mai vezi ceva. Și sunt oameni, totuși, știi, cu aceleași povești ca ale noastre, care spun, bă, dar n-a fost chiar așa de rău, că uite ce bine am ajuns și noi, știi? Dacă încep cu povești, îi vezi că toți sunt la fel de traumatizați de chestiile astea. Și nu se gândesc că poate n-ar trebui să facă chestiile astea copiilor, știi, să-l tot felul de că până la urmă, pentru copii, chiar dacă Dan realizează chestia sau nu, faptul că portocalele erau acolo și te puteai atinge de ele sau de bomboanele care stăteau în copac și n-aveai în brațul de Crăciun și n-aveai voie decât una. Erau cele mai bune bomboane. Era o pedepsă. Și da, să aștepți momentul până după Crăciun, da. Până ziua de Crăciun, că până atunci. A, da, hai să fim serioși, de exemplu, cu toții reușeam să scoatem bomboanele din acele ambalaje și să și facem rămâne formele doar ambalajul, nu? Încât să rămână să pară întregi, nu? Sau să punem plastelină în locul bomboanelor. O chestie care mi se pare ciudată în momentul de față este că copiii nu mai pleacă de unii singuri la colindat. Deci eu luam, când eram acasă, blocurile părând în toată zona, când eram la țară, toate casele. S-au schimbat multe. Și n-aveam părinții după mine sau vreun părinte să verifice chestia asta. În primul rând, lumea nu mai este atât de sigură. Deci asta e adevărat. Părinții nu mai au aceeași percepție în privința siguranței copiilor lor. Știi? La mine în cartier se întâmplă asta pentru că este un cartier semi-închis și sunt foarte mulți copii și merg în continuare. Este... Și lăsați singuri? Fără părinți? Da, da, da. Fetița mea
trăiește copilăria pe care am avut-o eu în fața blocului cu șotron, cu minci, cu, știi? Da, și la mine la fel, din fericire. Dar sunt niște condiții excepționale. 90% dintre români nu le mai pot oferi chestia asta copiilor. Da. Din punctul ăsta de vedere și eu sunt într-o bulă, pentru că toată lumea se adună în parcul ăla, se cunosc de 7 ani toți oamenii, deja pot să las cu bunica bunica altui copil fără niciun fel de problemă copiii mei, pentru că e o relație de... e și bunica lor în ultima instanță, de 7 ani acolo, adică știe fiecare chestie, ce mănâncă, ce nu mănâncă, unde se duce, cum face, cum drege, se cunosc după tonalități. Nu mai e o problemă, dar într-adevăr asta e o bulă. Sunteți norocoși. S-au schimbat foarte multe. Da? De ce? Pentru că, în general, nu prea se mai merge. Sau dacă se merge, ce aud și la copiii mei, cu câte un părinte, inclusiv în excursii. Da? S-o ajutăm pe doamna? Să-i ajut? Nu vrei să intrăm în subiect. Nu. Da, și la colindar, tot la fel. Să facem o poză, să nu rămână... să vă arătăm și dumneavoastră. Da? Deci noi, eu n-am mai întâlnit copii care merg singuri. Da, într-adevăr, suntem norocoși. Eu unul sunt... pro-autonomie, mi-am dus fata, pentru că de băia nu pot vorbi, pentru că e mult prea mic, da? Mi-am dus fata la școli și grădinițe orientate către autonomie, de exemplu, grădinițe în sistem Montessori, 100%. Fiica mea de la 3 ani folosește cuțitul, singură. Eu le-am pus, cred că de la 2 ani, toți prietenii mi-au zis, fugi de aici, de la masă, dar nu, le-am dat în mână. Cum reacționează părinții când văd un copil care are cuțitul în mână și taie singur în farfurie, da? La 3 ani. Cam ca aia care văd că eu dau ștecherul lui Fimiu la 2 ani și jumătate și bagă și scoate din priză fără problemă și pleacă. Dar cum să-l lași să facă treaba asta cu priză? Depinde foarte mult cum îți aduci copilul. El încă nu e acolo, mai are un pic. Da. Depinde foarte mult. No, eu le văd, fără a avea copii foarte mari ca și vârstă, le văd în general din două perspective. Una, conform discuției de adineauri, a fost sigur pe stradă și în fața blocului că am trăit într-un sistem alienat, unde toți eram la fel. Nu aveam curiozități, nu era infracționalitatea care e astăzi. Să revine cumva la o normalitate. Grupuri mici organizate într-un sistem care nu funcționează și nu mai are grijă de noi. E simplu. Ce spunea Daniela din aur, în parc ne strângem 50-70 și avem grijă de noi, pentru că polițiștii n-au benzină în rezervoare sau n-au pix în mină ca să scrie o declarație că se întâmplă ceva. Asta e realitatea, nu-i rău, nu e bine, așa e. Și ne strângem noi cu noi și ne rezolvăm situațiile. Doi la mână, apropo de autonomia copilului, cred foarte tare și lipsește, cred, generația este ce am avut noi, la țară. Pentru că la țară este singurul loc unde se învață legile firei. Nu știu dacă Montessori, școala finlandeză sau... Nu, la țară înveți apa, cerul, pământul și focul. Dacă nu știi legile astea, atunci când te trezești în oraș, ești un om mort. Copil fiind adolescent sau om în toată firea. Sunt oameni în toată firea astăzi, din generația noastră, care n-au avut la țară sau micul focșani, și care au din punct de vedere, care au din punct de vedere al inteligenței sociale un handicap suprem. Îi pot considera oameni cu retard. Pentru că sunt situații în care se ia foc și mai ales un bărbat, care este crescut și la țară, reacționează într-un fel și se vede. Când o femeie cade sau cineva se lovește, care e pământul, lovești pământul, da? Reacționezi într-un fel. Știi să cauți apă fără să fie îmbuteliată. Știi să aprinzi focul fără să ai o brichetă în mână. Sunt niște lucruri pe care un copil de la 3-4 ani, când conștientizează lumea, e bine să le știe. Să călărească, să înoate, să aprindă focul, să ferească de tuneci și fulgeri și tot așa. Nimeni nu le mai învață. Toți îi duc în sistem educațional ca să crească o nouă generație de sclavi. În ce mă privește concluzia acestui subiect? Nu cred și nu știu dacă o să fie de acord colegii mei sau copilul meu nu se va duce la această școală. Niciodată. Niciodată. N-are ce căuta la această școală. În forma ei de manifestare încă comunistoidă. N-are de ce. Vorbești de sistemul? Sistemul de învățământ de actual. Da, care scoate ce scoate pe bandă rulantă. Nu mai zic de, cum zic eu, nu mă acord de statul securitate. Îmi acord singur, nu niciun fel de problemă. Fac mai multe flotări. Îmi chem prietenii, facem un grup organizat și avem grijă de noi între noi. Ăsta e viitorul. Individualitatea cu scop comun, bine, pusă undeva într-o formă sănătoasă. Nimeni nu-și dorește un astfel de viitor. Niciunul dintre noi de aici, ci din contră ne dorim ca lucrurile să intre în normalitate, să avem un stat funcțional. Doamne ajută! Nu să trebuiască să-mi fac sigur dreptate. Nu-i de dreptate, de rezolvarea situațiilor. Eu cred că, cum ne-am strâns noi patru și încercăm cumva să dăm informațiile noastre, ale fiecăruia individual, către lume, pentru că vor fi organizate seminarii de către acești fordeți,
sunt eu purtătorul de cuvânt acum, vor fi organizate, nu știu, podcasturi sau tot felul de conferințe, tot felul de happening-uri, ca să spun așa, pentru persoane, pentru grupuri organizate, pentru corporații. O să facem asta începând din anul viitor, că de aceea ne consolidăm acum prin mesaj în primul rând și apoi prin prezent. Suntem ceea ce suntem. Nu suntem ceea ce nu suntem. Suntem patru tați care am ieșit în lume să arătăm lumină. Nimic altceva. Nu dăm sfaturi. Da? Nu ne-am urcat pe un eșafot, nu ne facem statuie. Suntem patru tați în viața de zi cu zi, cu problemele, poveștile și belelele noastre, cu părțile noastre fericite. El e ultimul dintre cei fericiți, a născut soția acum câteva zile, e a doua oară tată. Dar toți avem această misiune. Mulți în sistem social nu și-o prea înțeleg. Cu ce venim noi în plus, care e plus valoarea noastră? Suntem total diferiți și în același timp reprezentăm un singur vector. Un tată mai bun. Asta e tot. Asta este scopul Fordeți până la urmă. Un tată mai bun. Ce înseamnă un tată mai bun? Copii mai buni. Ce înseamnă mulți copii buni? Un mâine mai bun. Că asta vrem. Și nu e declarativă, nu e patriotardă chestia asta. Peste 30 de ani vom fi fost oameni în vârstă. Vreau să mă uit de pe o prispă, de pe un balansoar așa, de pe un scaun, cu cei trei lângă mine, bând, râzând, dacă mai putem să ridicăm din scaunul ăsta, dacă mai putem, la niște copii sau nepoți care sunt întregi, care nu sunt bucăți, nu sunt fracturi de oameni, sunt întregi, bunicule sau unchiule. Zine și nouă o poveste, până la momentul ăla să fie avut acumulate povești. Și slavă Domnului, avem toți patru, nu ne repetăm până dimineața. Și câte s-or mai strânge. Asta vrem. Asta vrem noi. Asta e demersul de față. Ce povești creați pentru copiii voștri acum, de Crăciun? Nu știu, ați încercat să sau faceți tradiții deja? Moș Crăciun există! Moș Crăciun există! De Crăciun! De Crăciun am zis, de Sfânta Sărbătoare. Nu știu, ai o tradiție pe care o creezi. Împodobiți bradul împreună, puneți steluța în vârf. Bradai, nu? A fost foarte... Vreți să vă mulțumesc? Nu, scuză-mă, scuză-mă. Am brad, îmi place această... Împodobește, mamă, bradul. Da. Deci... Aduți aminte de o chestie, scuză-mă că te întreb. Aduți aminte că unul dintre comentariile pe care noi le-am avut la clipuri a fost: ce faceți voi cu copiii de Crăciun? Vreți să postez ce am făcut? Poți să postez ce am făcut în 2017 cu Crăciunul, că mi-a zis foarte simpatică. Nu știu ce. Dacă nu afectează sănătatea emoțională a copiilor, crezi că avem mult corect. Nu, e ok, e ok. Țin minte, 22 decembrie 2017, să facem bradul mai devreme. Iulia, soția mea, zice, bă, hai să nu facem acum, că nu. A zis bărbatul că facem acum bradul, acum să facem bradul, că după aia zic oricum îl facem acum la ora asta, că după aia trebuia să plec cu Marc la un meci de basket. Hai, ne apucăm să facem bradul. Marc zice, eu nu prea mă simt bine, asta așa puțin întins în canapea. Stai întins, facem bradul. Am zis că facem bradul, nu mai există altă soluție. Începe, la noi bradul se face cu cookies, cu prăjiturele care se legă cu fundă ca să mâncăm, să nu, cu globuri mâncabile, ca să zic așa. Ne apucăm frumos, facem bradul, punem steluța în vârf, începe să știm, am dat Marc, zice, eu mă duc până la baie că mie nu mă simt foarte bine. Pleacă copilul și am zis, întoarce, zice, să știți că mi-e rău. Și săracul copil vomită pe tot bradul și pe tot covorul. Vai, viața. Pe 22 seara, cine era cu covorul în spate? Să-l ducă la curățat. Când a fost oamenii cu covorul, a mers, nu știu cât, că n-am putut să urc covorul în mașină, a zis, mă duc pe jos, că era aproape, un kilometru. A ajuns covorul la spălător, îi zice, ne pare rău, nu mai primi covor. Și a trebuit să mă întorc, l-am lăsat afară în curte, scuze, în curte, și l-am făcut după Crăciun, după anul nou. Deci asta e povestea mea de Crăciun, vă rog să preluați voi. Vezi cum te pedepsește moșul? Vezi, ți-am zis, vezi? La noi e foarte, foarte faină perioada. Nu neapărat pentru că petrecem timp împreună, pentru că noi petrecem foarte mult timp împreună, ci pentru că avem foarte multe pregătiri de Crăciun. De exemplu, anul acesta avem 4 brazi. Toți în casă. 4 brazi. Fiecare are bradul lui. Eu m-am dorit ca anul să fie plin cu cârnați și cu pălincă. N-a fost să fie, că am primit interdicție de la soață, că mi-e miroase a usturoi în toată casa. Dar puteai să-l amenajezi în curte undeva, nu? În mașină. Da. Să vedea pisicile. Poți să-ți faci un bărădus mai mic. Dacă nu ai dat o mărădumită după el, știi? Du-te și te cazează acolo, știi? Zic, nu, am renunțat, l-am făcut cu globuri. Dar e foarte... E foarte fain ce simte fiica mea și văd bucuria asta în ochi, strălucirea aia.
că toți trei acolo facem ornamente, le punem, le așezăm, le iaș face multe dintre ornamente din hârtii, din tot felul, știi? Colorează globurile și îi place foarte mult. E momentul ăla ca în filmele americane, pe care noi chiar îl trăim, în care copilul mai mare e ridicat pe umeri și pune steluțele, știi, în vârful bradului. Da, eu sunt o fire foarte romantică și recunosc la chestiile astea țin. Și da, Singur acasă e filmul preferat. Deci eu ca să zic așa. Ne uităm cu toții la Singura casă. Anul ăsta chiar am avut patru brazi. Anul trecut a fost primul an în care am avut un brad roz, artificial, dar roz. Și de fiecare, la fiecare Crăciun căutăm să facem ceva. E nebunia noastră. Foarte, foarte frumos. Asta e România frumoasă. Vorbesc serios. Tot un bărbat frumos din România frumoasă de Crăciun. Ce vreți mai? Ce e frumos de Crăciun din perspectivă personală e starea în care deodată devin patriarhul familiei. Patriarh. Deci alesul cadourilor e la mine, da? Cardul, bani la mine, la decizional, da? Bărbatul e cu decizia, cu cardul, cu banii. Femeia le primește. Ea este în familie. Noi îi recunoaștem, suntem. Nu. Atunci mă simt plenar patriarhul familiei. Care e partea frumoasă? Am orașul la dispoziție sau ce vreau eu să aleg închizând ochii cadouri după personalitatea fiecăruia. Și chiar îmi aduc aminte, ca un moș, ce a făcut fiecare tot anul. Și cum e fiecare în parte. Asta e Moș Crăciun. Asta e Moș Crăciun. Senzația, Moș Crăciun egal senzația în care tu închizi ochii și te gândești la familia, la cei apropiați. Ce au făcut? Ce cadou să le faci conform cu ce au evoluat ei față de anul trecut? Că dacă e același cadou, înseamnă că omul a stat pe loc tot anul. Și nu anul e prost, omul e prost. Nu există ani proști, există oameni proști, ca să ne lămurim o dată pentru tot. Lumea ar trebui să evolueze. Și gândindu-mă să le iau cadourile, stare minunată. Când le și dau, îmi place să le urmăresc ochii ca la victimă. Exact așa. Să mă uit în ochii lor, să văd cum... Și eu primesc cadouri și mă bucur de ele, dar îmi place să-i privesc în ochi, să văd că primesc cadouri care le place, că poate e numai o gen... ce mi-a zis a mea? Știu. Vreau să mergem la Petra în Iordania. Și și-a găsit chestia aia în plic. Dar a zis-o așa într-o doară. Da, am ținut minte că-s patriarh. Asta e important, mai ales la bărbat. Să fie Moș Crăciun. Există Moș Crăciun, ați văzut? Există Moș Crăciun. Există Moș Crăciun. Nu știu dacă ați remarcat, că am venit cu povestea mea simpatică, că aia se întâmplă, nu toate Crăciunile sunt perfecte. Cu ce, cu a vomitat pe brad pe povestea mea simpatică? A zâmbit puțin, după care a venit cu povestea lui superbă, cu patru brad, și a zis, a salutat la Cezar și a zis, ăsta e un român adevărat. Deci, eu n-am avut aceasta. Exact. Băiatul ăla, nu știu, ne mai gândim că sunt Creedence, Fordance. La tine a vomitat pe brată la canal 33. Ușor, mă împinge din studio așa ușor. Și dar nu poți să zici că nu există Moș Crăciun și că a vomitat pe brată. Nu poți să zici. Nu poți să zic, nu? Nu poți să zic. Dar n-ar trebui să fii cinstit. Nu în halul ăla de sincer. Deci mi s-a mărificat de când ați spus. Nu, oricum tu nu mai poți să mai vorbești, înțeleg. Tu ai fost cu ideea și tu ai rămas pe afară. Deci asta înseamnă patru tați. Asta înseamnă niște tați care sunt dincolo de orice altceva pentru copiilor. Punct. Punct. Eu am foarte multe povești legate de Crăciun. Crăciun a fost o ocazie specială să descoper o grămadă de lucruri. Și să pierd o grămadă de lucruri care ulterior mi-au fost reproșate. Dar nu asta este important. Ziua de Crăciun, acum, la noi, arată în felul următor. Alo, tată, la ce oră vii? Păi, tată, la ora 10:10 și jumătate sunt la tine. Bine, perfect, aștept. Pac. La ora 10:10 jumate sunt, masa de 12 persoane întinsă în sufragerie. Pare normal. Într-un colț este bradul, tata, patriarhul, în capul mesei, da. Și zice, nevastă, mai trebuie aici ceva. Fimiule, tu ai nevoie de servim o țuică ceva, fiartă? Acum servesc și eu. Și după ce se întâmplă toată așezarea și așa mai departe, tata zice, și acum vă ridicați și vă luați din brad. Atenție, în brad, stai cum îi pune două chestii. Lozuri din alea de... Ce drăguț! Luăm și noi asta. De anul nou cu tata, da. Și doi, pune întrebări de
cultură generală pentru fiecare membru care este prezent acolo. Deci nu scăpați de teste nici măcar la Crăciun. Sunt chestii mișto. Știi, vă povesteam, câte trepte sunt la Schellenberg, știi? La monumentul de la Schellenberg. Câte oceane sunt... De asta e intrat alături de noi, că ești la fel de traumatizat. Deci stai că mi-o pune întrebările în funcție de vârsta celui care urmează să la Schellenberg. Dumnezeule! Băi, mie îmi place, mie mi se pare mișto chestia asta, știi? Ce scria pe sabia lui Cuza? Ce scria pe sabia lui Cuza Vodă? Nu știu. Nici eu. Da, e o întrebare bună. Vezi, asta nu mai e așa mișto. Da, lucruri de genul ăsta. După ce se termină toată chestiunea asta și mâncăm și ne veselim și așa mai departe, Teia de cele mai multe ori zice, după amiază ne așteaptă Nicu, avem acolo de ceva de luat. Perfect. Se strânge tot familionul, ne urcăm în mașină, se mută tot familionul în altă parte, unde ne întâlnim cu... fratele soției mele, cu părinții soției mele și o luăm de la capăt. Și când se termină toată chestiunea asta, avem două variante. Una dintre ele este să rămânem acolo. Nu. Rămânem acolo sau ne întoarcem cu portbagajul plin de tot ce s-a întâmplat, frumos acasă și ne bucurăm acasă de ele. Așa arată Crăciunul acum la mine. Cine frământă cozonaci? Cat. Bărbatul. Stai. Ca cu soția. Pentru că suntem niște tați responsabili, trebuie să spun chestia asta. Acum trebuie să spunem spectatorilor noștri sau telespectatorilor că este emisiunea registrată. Că tu doar ai jucat un rol. Că este emisiunea registrată și că acum suntem și noi cu familiile noastre. Cat. Daniel, la familia lui cu tatălui, se uită la emisiune, da? Frumos. Și zice Cezar, ce scrie pe sabia lui Cuza Vodă? Și Daniel zice, habar nu am. Hai să vedem ce reacție. Aș vrea să fiu o muscă acolo, să văd cum se schimbă atmosfera cu 5 grade cel puțin probabil, în cameră. Probabil răspunsul va fi așa. Cum, tată, dar ți-am zis și te-am dus și ai văzut acolo despre ce vorbim? Chiar nu ți-aduce aminte? Deci dacă puteți edita partea asta cu sabia lui Cuza Vodă și zi, mai zicem o dată că treptele de la Schellenberg sunt... 16. Iată. Ceva. Dincolo de glume, e foarte importantă Masaie. Prima dată când stai în capul ei, ești prima dată în viață capul familiei. E foarte important. Eu când m-am așezat prima dată acum vreo 3 ani... Să știi că în gașca mea de prieteni, cine se așează acolo plătește. Așa se întâmplă la un bărbat normal. Și toată lumea fuge. Nu, dar de ce? Asta face un bărbat normal, plătește. Am evoluat, acum sunt îndreptat lui taică-mi. Deci curând o să fiu și eu în capul meu. Neapărat. E o senzație foarte tare. Foarte tare e senzația aia. Una la mână pentru cel care o face, doi la mână, toată reuniunea asta, în jurul acelei mese, care prima dată era sanctuar, era foc. N-aveam scaune și masă, era foc, da? Și era bărbatul din capul mesei care aducea, nu știu, acum aduce, ce aduce de Crăciun la americani? Curcan. Dar nu aduce porc. Înainte s-a aducea cerbul. Sau ursul, din sau ce mâncai? Mamutul. Și cine nu s-a aducea. Cine aduce de Crăciun sau de Paște pe umăr vânatul, acela și împarte. Și pentru copil e foarte bine să vadă treaba asta. Unitatea familială, deci foarte sănătos exemplu de Crăciun. Să se strângă cu toții, chiar dacă sunt vrăjbiți, chiar dacă... Acum se anulează. Acum e perioada de armistițiu. Cine s-a certat, nu se mai ceartă, armele sunt lăsate la ușă, acum mâncăm, bem, ne veselim, gata. E liniște, e pace. Nu asta e de Crăciun? Ba da. Păi, fără Sadoveanu. Să ne strângem cu toții. Să ne strângem, să fim uniți. Să fim mai buni, să uităm de probleme. Asta ar trebui să se întâmple. Asta fac tații de Crăciun. Strâng familia în jurul lor. Ăsta e rolul tatălui de Crăciun. Să facă cumva, să dea apel, să strângă Alex, familia. Când are ceva de la mine, se uite. Deci eu văd cum străfulgeră cu privirea după... Să strângi familia în jurul tău. Da. Deci perfect. Am plecat odată cu taică-miu, ne duceam la maică sa, la Ploiești, și mi-a spus, se întâmpla după Crăciun, și mi-a zice, nu puteți să vă închipuiți câte fericire mi se întâmplă mie și cum îmi crește sufletul și cum câștig niște ani de viață când văd că toată familia se adună la masă și stă acolo. Ok, maica ta este nebună după ce se termină ziua aia, pentru că face... Așa, da. Dar eu și ce mi se întâmplă mie și modul la care dau și primesc nu se va compara și nu se compară cu absolut nimic. Mai ales că acum, pe piciorul ăsta vine nepotul, care duce numele mai departe. Parte, da. Mai am un Osmanovici. Dar câtă mândrie o să ai când te așezi tu în capul mesei, în stânga o să fie soția, în dreapta probabil copilul și undeva în dreapta față, sau stânga cum așezi la masă, va fi tatăl tău, cum e la mine acum de Crăciun, tatăl meu și mama mea. Eu sunt în capul mesei, lasă cine plătește, e irelevant cine plătește, Dumnezeu plătește. Mi-a zis că va veni momentul ăla și o să mă anunțe. E genial momentul. Zis, da. Să știi că tu ai frământat cozonacul cum îl frământa tatăl tău odată. În familia mea, mămăliga și cozonacul sau cei sarcină grea la bucătărie la bărbat.
Așa e lege dintotdeauna. Nu frământă femeia în mămăligă, păi, că se presupune că face vrăj. A primit de Crăciun. Da. Probod în ăla și e ok. Bun. Și stă tatăl meu în dreapta, un om la 88 de ani, și nu că-s cel mai mândru, plutesc, n-am greutate. E o senzație, sau mama, sau ruda, sau un unchi, sau nu contează. Cineva care odată a fost mai mare decât mine. Și care e la fel de mare, numai că e în spatele meu acum. Și l-am pus la masă. Și eu sunt înainte și deschid. Ăsta e un tată de Crăciun. Oricare din cei patru știe să facă chestia asta, că de-aia suntem împreună. Avem aceeași vibrație, garantat. Suntem cei mai diferiți, dar avem fix aceeași vibrație. Și știu că pot și ei și știu că știu și ei. Vă adusesem aici o baghetă să le faceți o urare tăticilor, dar cred că le-ați dat atât de mult în seara asta și nu știu dacă mai e nevoie. Știți ce vreau să vă mai întreb, că ne apropiem de finalul emisiunii? Timp pentru voi doi? Vă faceți în perioada asta? Noi sau doi, după noi doi, voi care? Noi doi, voi doi, voi doi cuplu. Și cu ocazia asta răspundem și la... Cele mai mișto momente sunt escapadele. Bine, eu vorbesc din amintire acum. Da, și încă ai să mai vorbești un pic din amintire. Da. Dar da, în ciuda faptului că... Nu e grea, mă, e frumoasă. Și frumoasă. Așa. Și foarte grea. Și frumoasă, este senzațională, dar hai să nu ne mințim. E grea. Escapadele, deși ni se rupe sufletul când lăsăm copiii acasă, sunt senzaționale. Și escapadele, mă gândesc, și fix două ore la un film. Știi? Uh-huh. Și de asta am ajuns la 10 ani de căsnicie, că ne plac escapadele, că ne place să mai închiriem o cameră de hotel și să ne ajungem acasă, chiar dacă suntem în București și hotelurile tot în București. Am făcut asta. Da, fără timpul ăla pentru noi doi, nu cred că ar merge lucrurile, oricât de mulți copii ai face. Da? Dacă inelul de bază cuplul funcționează, atunci toată familia funcționează. Asta e părerea mea și nu e din cărți, e testată de mine trăită în atâți ani. Când a fost mai greu, ne-am reconectat și ne-am dat seama că ne iubim în continuare, fugind, ducându-ne doar noi doi în locuri și, băi, hai să ne aducem aminte, hai să fie bine. Împărtășiți cu toții părerea lui? Un om de care mie îmi place foarte mult și care am noroc să fie în viață, Daniel Osmanović, îl cheamă. Daniel este foarte mișto. Mă bucur că stai lângă mine în această emisiune. Uneori simt că am nevoie să fug. Și cineva a întrebat de la ce sau de ce. Și el a zis de tot. Și mi s-a părut foarte, foarte frumoasă această afirmație, pentru că așa este și că este, de obicei, mai ales când ești părinte sau când ești într-un cuplu, e foarte greu să poți să afirm chestia asta. Îți trebuie niște curaj și asumare. Și cred chestia asta, uneori avem nevoie să fugim din a fi părinți și de a fi doar ceea ce eram înainte. Și cred că e trist când nu se întâmplă sau când amânăm mereu acest lucru. Și da, cred că, așa cum a spus și Dan, chiar dacă ieșirile sunt mai degrabă escapate, cred că trebuie să fie cât mai dese și cât mai surprinzătoare pentru unul sau dintre parteneri, ca să menții placăra vie, că altfel dacă intri într-o monotonie n-ar cum să sfârșească cu bine. Ce tare. Optez pentru hotelurile din București, sunt bune, unele sunt mai puțin bune, fac asta în mod curent. Ce vreau să spun, ca să înțelegi ceva din relația ta, că apariția copilor poate duce la diminuarea sexualității între cei doi și dacă femeia nu mai livrează sexualitatea la niște cote mari, bărbatul e slab. Și asta n-ar trebui să întâmple niciodată. Deci, e o treabă serioasă de care ne eclizim cu toții subiectul ăsta, nu știu de ce, dar el e foarte serios. Dacă nu există la cote sănătoase... Ai dreptate, dar cuplul este, spui. Asta cuplul e este, modul la care spui, mă face să zâmbesc. Cum se rezolvă atunci când apar copii, după comportamentul personal? Unul la mână, trebuie înțeles foarte bine principiul, copilul nu e al meu. Copilul este administrat de mine, dar aparține lumii. Poate să meargă, gata, dă-i drumul în lume. Te păzesc, dar nu mă vezi. Doi la mână, recomand case mari, spații mari când ai copii. Pă cât se poate. Pentru că intimitatea cu soția poate să fie cu o casă plină în spatele unei perdele. Sau am închis o ușă, mai ales când sunt multe încăperi. N-am niciun fel de problemă. Și am mai învățat pe mine un psiholog că până la 2 ani copiii n-au memorie activă. Deci pot să fac și de față cu copiii. Mulțumim, n-am nicio pentru problemă. Această informație prețioasă, domnul Cruceru. Nu, pot să fac frumos de față cu copiii.
Înțeles. Da, e perfect, e bine că ai înțeles. Țin să ne deci poți, că vorbim poți. De o emisiune cu acord general și că totul trebuie să N-am zis nimic, n-am sugerat nimic. Dragostea se poate manifesta până la 2 ani cu soția și de față cu copiii. Bineînțeles. Daniel, gesturile de afectivitate. Gesturile de afectivitate. Nu mai ai nimic să spui, nu? Pentru că trebuie să încheiem, ți-aș da și ție cuvântul câteva secunde. Îți zic atât. De Crăciun eu alerg și anul acesta la început am scos nașii pentru prima dată în viața lor. Au un copil de 11 ani, dacă nu mă înșel, sper să nu mă certe Alexandra. Și mi-au spus ce bine ați fost că ne-a scos, pentru că avem și noi o escapadă și am scăpat, când mai mergem. Unde? La alergare, în parc. Nu, atunci am fost în afara țării și acum rămâne să o facem din nou și o facem în mod constant, pentru că da, dacă nu ai timp tu cu soția ta, e degeaba. Vă mulțumesc foarte mult, aș sta de povești ori întregi cu voi și mi-ar plăcea să fiu camera aia ascunsă, știi, când vă întâlniți? Exact. Poate cine știe. Mulțumesc tare mult. Doamnelor și domnilor, aici încheiem emisiunea noastră. Ne revedem marțea viitoare. Vă doresc un Crăciun fericit.